De la 1 februarie 2014, cetățenii Republicii Moldova care dețin vize Schengen se vor putea afla pe teritoriul României fără vize românești. În cadrul unei convorbiri telefonice, prim-ministrul Republicii Moldova, Iure Leancă, i-a mulțumit omologului său român, Victor Ponta, pentru decizia autorităților de la București, care va facilita călătoria cetățenilor din Republica Moldova în România. Până în prezent, cetățenii moldoveni care aveau vize Schengen puteau doar tranzita teritoriul României. La 27 noiembrie 2013, Comisia Europeană a propus Parlamentului European și Consiliului UE să abolească regimul de vize pentru cetățenii Republicii Moldova.